Moment emoționant astăzi la Hunedoara, acolo unde Dan Bobăuțanu a fost învestit în funcția de primar pentru al treilea mandat consecutiv. Atât edilul, cât și consilierii locali ai urbei au depus jurământul cu promisiunea de a realiza proiecte pentru comunitatea care le-a oferit din nou încrederea. Subsemnatul Dan Bobăuțanu, primar al municipiului Hunedoara, județul Hunedoara, în conformitate cu prevederile articolului 150, aliniatul 1, coroborat cu articolul 117 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru locuitorii municipiului Hunedoara. Așa să-mi ajute Dumnezeu. În cadrul ceremoniei de învestire, Bobăuțanu a enumerat parte dintre proiectele pe care a reușit împreună cu echipa sa din primărie să le implementeze în mandatele trecute, dar a vorbit și despre ce își dorește pentru viitorul Hunedoarei. Că noi chiar vom face, nu am venit, așa cum nu am venit de altfel nici în campania electorală, cu o sumedenie de idei pe care le numeam proiecte. Nu, trebuie să vii cu ceva concret, iar tot ceea ce au văzut dânsii din sală, vor vedea cetățenii prin intermediul dumneavoastră, prin intermediul canalelor de comunicare, a televiziunilor. Sunt proiecte mature pe care ADR Vest în momentul de față așteaptă să le finanțeze. Ei fac evaluarea tehnică și financiară și în cei 4 ani de zile, dacă Hunedoara s-a tot dezvoltat, se va dezvolta în continuare într-un rișin mai alert. Timpul nu mai are răbdare cu noi și noi îmbătrânim ca toată lumea și încercăm să accelerăm în așa fel încât ceea ce a spus domnul președinte că a auzit în Austria despre Hunedoara chiar să se întâmple și în Hunedoara, cel mic orășel după un model austriac făcut în felul nostru până la urmă. Alături de primar au fost membrii familiei, prieteni, sportivi, dascăli, parlamentari, dar și reprezentanții Consiliului Județean Hunedoara. Astăzi ați depus un jurământ de credință, dar vă atrag atenția că jurământul care l-ați depus cu mâna pe Biblie, pe Constituție, nu l-ați depus față de un partid politic. L-ați depus pentru cetățenii județului Hunedoara. Și așa cum aș vrea că așa să ne ajute Dumnezeu, așa să fie că luptați pentru binele cetățenilor județului Hunedoara. Te felicit, Dane, pentru faptul că nu te-ai mulțumit că lumea te-a ales pentru partea unui primar, fiindcă de fiecare dată, mandat după mandat, realizările tale sunt tot mai bune. Dan Bobăuțanu a câștigat cu un scor covârșitor ultima bătălie electorală din data de 9 iunie și a devenit cel mai votat primar de municipiu din țară cu un scor de aproape 83%.